Distinși invitați, dragi colegi, dragi studenți, nu cred că venim, sau dumneavoastră, domnule Izvoranu, veniți dintr-o altă lume. Eu cred că suntem două lumi care se continuă și care dau până la urmă substanță și la ceea ce facem noi și la ceea ce se întâmplă dincolo de granițele universității noastre. Până la urmă, dacă am încercat să răspundem la întrebarea ce este Polifestul și de ce încercăm noi, an de an, de câțiva ani buni, să vă invităm să veniți aici și să putem sta de vorbă cu dumneavoastră. Este, după părerea mea, o încercare a noastră de a vă arăta dumneavoastră, celor care veniți din exterior și ne cunoașteți în mai mică măsură, ce suntem și, în egală măsură, să încercăm să vedem ce așteptări aveți dumneavoastră de la noi, în așa fel încât să ne putem corecta ceea ce facem noi, în așa fel încât așteptările dumneavoastră să fie împlinite, pentru că, până la urmă, Politehnica lucrează pentru beneficiarii ei. Dumneavoastră, domnule Izvoranu, spuneți că este o epocă post-industrială. Alții spun că este revoluția, cea de-a patra revoluție industrială. Sunt tentată să cred că mai degrabă vorbim de cea de-a patra revoluție industrială. Dar dacă analizăm de la prima revoluție până la cea de-a patra, ce constatăm? Că permanent s-a redus ecartul dintre o revoluție industrială și alta. Dacă între primele două au fost circa 100 de ani, între cea de-a treia și cea de-a patra s-a redus timpul la 30 de ani. Ceea ce, fără îndoială, uitându-ne puțin în viitor, și asta încercăm să facem și prin dialogul cu dumneavoastră, este cazul să ne răspundem unor întrebări acute. Ce trebuie să facem noi astăzi în școală, ce trebuie să schimbăm în școală, în așa fel încât să existe posibilitatea ca absolvenții noștri să facă față 30-40 de ani după absolvire. Pentru că sunt sigură, aproape sigură, că toți cei care astăzi se află în școala românească, să spun așa, incluzând și preuniversitarul, nu cred că vor avea același job de-a lungul vieților active. Și ca urmare, noi trebuie să răspundem cum trebuie să-i formăm în așa fel încât să poată face față schimbărilor din viața lor. De aceea, poate că vi se pare că suntem o lume mult prea bună, dar eu cred că nu este vorba numai de o instituție în care se face instrucție, se acumulează cunoaștere într-un domeniu sau altul. Este, în egală măsură, o instituție în care se formează, se definitivează caractere. Și n-am cum să nu mă întorc în propria mea istorie și să-mi aduc aminte. Am spus-o de multe ori, când l-am auzit pe profesorul meu, academicianul Costin Enițescu, spunând într-un consiliu profesoral: stimați colegi, domnilor, eu mi-aleg colaboratorii dintre cei care au caracter și știu carte în această ordine. La momentul acela, tocmai trecusem de examenul cu profesorul Enițescu, unde cam 30% rămâneau repetenți, n-am înțeles de ce profesorul Enițescu așează caracterul înaintea științei de carte. Dar câtă dreptate avea și de câte ori i-am dat dreptate atunci când, maturizându-mă, mi-am dat seama cât adevăr stă în afirmația fostului meu profesor. De aceea cred că școala, în egală măsură, trebuie să întărească și caracterele. Pentru că dumneavoastră, cei care sunteți beneficiarii noștri, îi preluați. Noi ne frământăm pentru că înțelegem că dumneavoastră ați vrea ca a doua zi să intre în pâine și ne dăm seama că pentru a-i pregăti pentru viață și pentru a fi capabil să facă față schimbărilor, n-avem cum să le dăm totul ca ei de a doua zi, din momentul angajării, să se integreze pe piața muncii. Așa încât, până la urmă, dialogul, inclusiv acesta, din timpul evenimentului pe care îl numim Polifest, este și despre unde să așezăm justa echilibrare a acestor idei între așteptările dumneavoastră și între intențiile noastre de a nu lăsa absolventul nostru descumpănit în viața lui activă atunci când este obligat să-și schimbe jobul, pentru că aceasta este, până la urmă, evoluția lumii.
Și de asemenea, n-avem cum să nu spunem lucrul acesta, să-l spunem răspicat și celor care poate nu se uită cu suficientă atenție spre învățământul de inginerie, să le spunem răspicat că astăzi lumea este împinsă în evoluția ei de tehnologie. Ca urmare, n-avem cum să nu dăm atenția cuvenită celor mai noi elemente de tehnologie, în așa fel încât, sigur, inginerul să dea, să asigure societății confortul pe care societatea îl așteaptă de la inginer. Cândva Brătianu spunea, o țară nu se poate dezvolta fără ingineri. Cred că este la fel de valabil ca și acum, numai că între timp, iată, au trecut atâția ani de zile, între timp cred că putem să spunem mai multe. Țara nu se poate dezvolta, dar societatea nu are confortul asigurat fără contribuția inginerului. Și ca urmare, de aceea v-am invitat astăzi aici să vă vorbim despre noi, să vedeți și lucruri mai bune și lucruri mai puțin bune, pentru că nu e nimeni perfect, suntem tentați să ne perfecționăm permanent și cred că acesta este și rolul școlii, de a se schimba și a se schimba în bine permanent și sigur de a încerca să preluăm cât mai multe din ideile celor care ne sunt parteneri, în așa fel încât să știm cum să facem ziua de mâine mai performantă în universitate decât a fost ziua de ieri. Sigur că universitatea a evoluat enorm. Cineva mă întreba relativ de curând cum are Universitatea Politehnică din București tupeu să împlinească 200 de ani când România de la Marea Unire împlinește 100 de ani. Cred că școala a contribuit foarte mult la evoluția societății de-a lungul celor 200 de ani. De aceea, noi avem, poate în acest an aniversar și mai acut simțim această nevoie, avem această responsabilitate uriașă față de societate. Informarea celor pe care îi avem astăzi pe băncile noastre sau îi așteptăm să vină de mâine și, sigur, responsabilitate și față de mediul economic, de toți cei care lucrează în cercetare, în producție, cei care așteaptă de la noi să fim mai buni, în așa fel încât din colaborările noastre să rezulte mai multe avantaje pentru tot ce înseamnă societatea românească. Și eu aș face de aici apel în egală măsură și la studenții noștri, pentru că este extrem de important cât de mult te încarci pe timpul școlii. Poți adaugi ulterior, dar după ce s-a terminat școala, timpul este altfel împărțit și altele sunt prioritățile. De aceea le spun din prima oră de curs studenților mei, profitați de această perioadă frumoasă și încercați să vă construiți locul pe care sigur îl meritați și sigur îl veți avea în societatea românească. Cu fiecare dintre cei care caută să-și găsească loc în altă parte, chiar dacă îl înțelegem, sufletul nostru pleacă cu studentul respectiv, cu absolventul respectiv și lasă în urmă un gol și de aceea mesajul meu ar fi încercați, pentru că ați auzit, este posibil în România să vă faceți cariere profesionale, școala vă sprijină și școala caută permanent să se adapteze ideilor și societății în evoluția acesteia și chiar să-i determine evoluția. Pentru că noi n-am stat cu mâinile încrucișate, de la cei 18 elevi ai școlii de ingineri hotarnici a lui Gheorghe Lazăr, astăzi Politehnica numără 30.000 de studenți, 1.300 de cadre didactice, 15 facultăți, peste 150 de programe de masterate și, sigur, în fiecare an 400 de doctoranți intră în școlile noastre doctorale. Cam asta este școala Politehnică astăzi, pe care vă invit să o descoperiți, să o descoperiți și din ce au pregătit facultățile pentru dumneavoastră, dar să o descoperiți și din dialogul pe care mi l-aș dori să fie permanent între dumneavoastră, cei
care sunteți în Politehnică, asigurați calitatea Politehnicii și toți colaboratorii noștri din afară. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răbdarea să ascultați și intervenția mea și v-aș adresa de la acest microfon întrebarea dacă din sală cineva dorește să mai facă intervenție. Am înțeles entuziasmul, vă invit la expoziție și vă mulțumesc!